În ultimii ani, municipiul Orșova a beneficiat de un amplu proiect de investiții, în cadrul căruia s-au reabilitat 43 de străzi, fapt ce a sporit condițiile de trafic și a schimbat cu totul aspectul orașului. Președintele Consiliului Județean Mehedin Țeladin Georgescu a mers în teren alături de primarul municipiului Orșova, Marius Stoica, deputatul PSD Mehedin Țelin Chirilă și de consilierul municipal Constantin Popescu pentru a verifica lucrările la stațiile de repompare și la bazinul de alimentare cu apă. Județul Mehedin se află într-un amplu proces de modernizare și reabilitare în toate domeniile și asta datorită implicării atât autorităților județene cât și a celor locale. Municipiul Orșova este într-o continuă modernizare în cadrul proiectului aprobat pentru finanțare în anul 2017 de guvernul PSD. În cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2 s-a reușit retehnologizarea stațiilor de repompare pentru cartierele Sud și Măgrin și realizarea unui bazin de alimentare cu apă pentru cartierul Sud. Președintele Consiliului Județean Mehedin, Țeladin Georgescu, a venit mereu în sprijinul cetățenilor și a dorit să le creeze cele mai bune condiții de trai, schimbând prin intermediul proiectelor implementate alături de autoritățile locale aspectul orașului, considerat poarta de intrare în clisura Dunării, cea mai importantă zonă turistică din județul Mehedin. Este cel mai important proiect care s-a implementat în Orșova de la Revoluție încoace, pentru că vorbim de un proiect de o valoare de peste 8 milioane de euro, care a presupus nu numai asfaltarea majorității străzilor din municipiul Orșova, dar a presupus și reabilitarea stațiilor de repompare în ceea ce privește rețeaua de alimentare cu apă, astfel încât prin această retehnologizare s-a ajuns în situația în care toți cetățenii să beneficieze de apă, să nu se mai întâmple acele sincope când pe timp de secetă să nu beneficieze de alimentare cu apă. Vorbim de un proiect care se apropie de final, este aproape de recepționare și am convingerea că locuitorii municipiului Orșova vor fi mulțumiți de modul în care primarul municipiului și consilierii locali s-au ocupat de acest proiect. Este un proiect care a schimbat la față municipiul și care cred eu că va atrage în perioada următoare și investitori și în același timp turiști, pentru că Orșova, așa cum am spus-o de fiecare dată, este poarta de intrare în clisura Dunării. Vorbim de un proiect foarte important pentru municipiu, aprobat în 2017 de guvern PSD și finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2, program care în județul Mehedin a adus de-a lungul anilor foarte mulți bani, foarte multe investiții. Alături de primarul municipiului Orșova, Marius Stoica, în teren au fost prezenți președintele Consiliului Județean Mehedin, Țeladin Georgescu, deputatul PSD Mehedin, Alin Chirilă, dar și președintele PSD Orșova și totodată consilier municipal, Constantin Popescu, pentru a verifica lucrările atât la stațiile de repompare, cât și la bazinul de alimentare cu apă. Deputatul PSD Mehedin, Alin Chirilă, a fost mereu alături de cetățeni prin implementarea de proiecte menite să schimbe municipiul Orșova într-un oraș la standarde europene, cu străzi asfaltate, apă și canalizare. Acest proiect a fost un proiect de suflet al Orșovei. Țin să-l felicit pe domnul primar Marius Stoica împreună cu toată echipa din primăria municipiului Orșova, precum și cu echipa de consilieri, care prin grija dumneavoastră au ajuns să implementeze acest proiect. Ne aflăm în faza terminală a acestui proiect și îi mulțumesc că ne-a invitat să vedem cum arată noua Orșova, dacă putem spune așa, fiindcă acum avem apă, canalizare și asfalt. Să uităm că Orșova este, așa cum spuneam și am mai spus-o până acum, în urmă perla de pe fluviul Dunărea și sperăm că aceste condiții mai bune pentru cetățeni vor atrage pe viitor și mai mulți turiști. Primarul municipiului Orșova, Marius Stoica, este omul faptelor și asta se vede, deoarece în ultimii ani fața orașului, considerat perla de pe malul Dunării, a fost schimbată în totalitate. Cetățenii beneficiază în prezent de străzi asfaltate, cât și de condiții de trai la standarde europene. Prin implementarea acestor proiecte, precum reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere, stațiile de repompare, bazinul de alimentare cu apă, se dorește totodată atragerea turiștilor în zona aceasta cu un puternic potențial turistic. Suntem chiar la capătul străzii Dealul Moșului din cartierul Sud, una dintre cele mai înalte străzi cu elevație, cea mai mare din municipiul Orșova. Suntem la finalul implementării
celui mai mare proiect de dezvoltare pe care l-a avut Orșova vreodată, și anume proiectul care a primit finanțare din partea Guvernului României când la vremea aceea, în 2017, era la guvernare Partidul Social Democrat. Vreau să mulțumesc pentru sprijinul acordat domnului președinte Aladin Georgescu și domnului Alin Chirilă, care la vremea aceea era ministru secretar de stat la Ministerul Dezvoltării. Persoanele fără de care n-aș fi reușit să aduc cele 8 milioane de euro cât valorează acest proiect pentru această localitate, pentru dezvoltarea ei. În cadrul acestui proiect s-au schimbat pompele și instalațiile care, fiind uzate, depășite moral, aveau și un consum mare de energie. Retehnologizarea stațiilor de repompare permite acum ca locuitorii să aibă o presiune corespunzătoare la robinet și nu vor mai fi probleme de alimentare nici în perioada secetoasă de vară. Acestea sunt obiectivele importante pe care locuitorii din Orșova le meritau și în același timp cresc oportunitățile de dezvoltare a zonei. Investiția a avut o valoare de 8 milioane de euro.